telefon responsabil. Bună seara, dragi spectatori ai postului de televiziune Capital TV. Ne regăsim la emisiunea Realitatea în Politică. Sunt Titi Sultan. Astăzi vom discuta despre schimbarea clasei politice. De ce am ales acest subiect? Ne apropiem cu pași repezi de alegerile parlamentare, dacă evident vor avea loc pe 6 decembrie, așa cum s-a stabilit. Însă, vestea proastă este că și astăzi, din păcate, am avut în România un număr de 4.013 noi cazuri de COVID-19, un număr de 63 de persoane decedate și foarte grav, avem 776 de persoane la terapie intensivă. Din punctul de vedere al municipiului București, am avut 777 de noi cazuri. Iată că situația e din ce în ce mai gravă. Nu știu dacă e momentul să se instituie starea de urgență. Nu este datoria mea să instituie așa ceva sau măcar să pot să generez o astfel de idee. Însă, în luna martie, știm cu toții, am avut stare de urgență prelungită. Cu încă o lună, însă, atunci, numărul de cazuri de COVID-19 era, evident, foarte, foarte mic comparativ cu ceea ce se întâmplă astăzi în România. S-a prelungit starea de alertă. Vom vedea ce se va întâmpla cu alegerile parlamentare, pentru că astăzi Curtea Constituțională a stabilit, prin decizie, că data alegerilor parlamentare revine Parlamentului. Așa că, dacă Parlamentul va fi în măsură să voteze amânarea alegerilor parlamentare pentru luna martie, vom vedea. Cert e că, în acest moment, cel puțin din punctul de vedere al Partidului Național Liberal, alegerile parlamentare se vor desfășura în data de 6 decembrie anul acesta. Ce vreau însă să vă aduc la cunoștință câteva aspecte generale privind instituția Parlamentului României, pentru că de 31 de ani s-a tot blamat această instituție, poate în ultimii ani mai mult ca niciodată, mergând pe considerentul că foarte multe acte normative au fost adoptate în funcție de interesul personal sau de grup a unui partid sau formațiune politică, pentru faptul că alternanța la putere a fost între PNL și PSD, de cele mai multe ori Partidul Social Democrat, dar au fost și alte alianțe care au făcut ca alternanța la putere să fie, într-adevăr, în mare măsură, să aparțină acestor două mari partide. Din păcate, absenteismul la vot s-a manifestat din ce în ce mai pregnant în România în ultimii ani. La alegerile parlamentare din 2016 au votat 4 milioane și ceva de români, din cei 18 milioane 700 și ceva de mii de cetățeni români înscriși în listele electorale, cetățeni români cu drept de vot. La alegerile locale din acest an am avut o rată de 65%. Iar în cazul alegerilor prezidențiale anul trecut, 2019, situația s-a pus cu totul altfel în condițiile în care au fost organizate două tururi de scrutin, iar cetățenii români din străinătate au putut vota atât la secțiile de votare, timp de 3 zile, cât și prin corespondență. Din păcate, pentru alegerile parlamentare din acest an, cel puțin până acum, s-au înscris circa 23.000 de cetățeni români cu drept de vot. Evident, există și teama ca datelor personale să nu fie utilizate în alte scopuri decât cele electorale. Realitatea este că ele pot fi utilizate doar în scop electoral și nu o spun eu, o spune legea 308 din 2015 pentru alegerea Camerei Deputaților și a Senatului și pentru organizarea și funcționarea autorității electorale permanente. Însă revin la Parlament. Parlamentul este organul reprezentativ suprem al poporului român și unica autoritate legiuitoare a țării, compus din două camere. Au fost ample discuții să fie un parlament unicameral. Am avut un referendum pentru așa ceva, dacă țineți minte. Însă au fost opinii pro și contra, evident, pentru un proces legislativ mult mai bine structurat și evidențiat în acte normative care să aibă consistență,
Parlamentul ar trebui să fie unul bicameral, existând o cameră decizională și altă cameră care să poată decide dacă actul normativ respectiv întrunește condițiile pentru a fi trimis președintele României către promulgare. Însă, s-a discutat foarte mult despre imunitatea parlamentară, s-a discutat foarte mult despre răspunderea parlamentarilor, pentru că mandatul este reprezentativ și nu imperativ. Nu într-un amănunt, o să dezvoltăm în timpul emisiunii. S-a discutat foarte mult despre funcțiile Parlamentului României. Eu voi face o trecere în revista lor, decât să le enumăr, urmând ca împreună cu invitații mei să dezbatem necesitatea schimbării clasei politice și o să vedeți și de ce. Deci Parlamentul are, potrivit statutului deputaților și senatorilor, este vorba de legea 96 pe 2006, principalele funcții. Și nu numai potrivit statutului, ci specialiștilor în drept constituțional. Prima și cea mai importantă este funcția legislativă. A doua, funcția de control parlamentar. Funcția de alegere, formare, avizarea formării, numirea sau revocarea unor autorități statale. Mai departe, funcția de conducere în politica externă, care iarăși este o funcție foarte importantă. Funcția privind organizarea internă a Parlamentului României și, în mod evident, este vorba despre funcția de stabilire a direcțiilor principale a activității culturale, statale și juridice. De ce? Pentru că în cadrul Parlamentului României se întâmplă, potrivit legii, bineînțeles, potrivit Constituției și potrivit regulamentului celor două camere, ca aceasta să îndeplinească și rolul de numire, așa cum am început cu punctul 2 al funcțiilor, a unor autorități statale. Și aici vorbesc de Consiliul Concurenței, vorbesc de președintele Autorității Electorale Permanente, vorbesc de ANCOM, vorbesc de ANR și multe alte instituții de mare importanță, din punctul meu de vedere, care, din păcate, sunt conduse politic. Ar trebui, evident, o resetare a clasei politice, în sensul că schimbările care, de paradigmă care ar interveni în concepția alegătorilor români să fie cu totul altele cu privire la instituția cea mai importantă a statului român, instituția Parlamentului. Însă, invitații mei din această seară sunt doi viitori candidați la alegerile parlamentare, dacă vor avea loc în data de 6 decembrie, și încep cu domnul John Ion Banu, care este președintele Partidului Națiunea Română. Bună seara, domnule John Ion Banu, și mulțumesc pentru prezența în emisiune. Mulțumesc, domnul Sotean, mulțumesc doamnelor și domnilor, onoare să fiu în atenția dumneavoastră din nou în seara aceasta, pentru a vă da câteva detalii în plus despre mine și despre, în primul rând, de a vă spune că intenționez să candidez pentru aceste alegeri parlamentare, pentru că, așa cum spune motto-ul meu, vin cu o schimbare. Ceea ce dumneavoastră ați spus că o schimbare, sunt de schimbare... E absolut necesar. Well, nu vreau să încep dintr-o dată cu un interviu, să nu-l las pe imediat. Dar nu cred că o schimbare este în intenția nu numai clasei politice, dar nici cetățenii nu sunt gata pentru o schimbare. Încă nu le-a ajuns, cum se spune, cuțitul la os. Da. E bine să o facem înainte de a ajunge cuțitul la os. Corect. Mulțumesc. Și al doilea invitat în această seară este vorba de domnul Cătălin Iordache, care este vicepreședintele Partidului Restart și președintele organizației București a acestui partid. Bună seara, domnule Iordache. Bună seara dumneavoastră, mulțumesc pentru invitație. Bine ați venit în studio Capital TV. Și aș începe prin a întreba pe domnul John Ion Ban. Pentru că telespectatorii și alfabetic, în general, electoratul, sunt alfabetic. Nu neapărat. Pentru că electoratul a început, zic eu, să vă cunoască. Este un partid, totuși, însăși denumirea Partidul Națiunea Română. Voi porni că România este stat național, cu asta începe Constituția. Asta este și ideea noastră, să milităm pentru menținerea identității României, a națiunii noastre. Asta este toată ideea. Când toată Europa, în Uniunea Europeană, știm că merge pentru distrugerea identității, ceea ce probabil că va fi o greșeală, e opinia mea, nu vreau să n-am o bază, mă întrebați de ce cred asta, dar este bazat pe curentul naționalist care bântuie Europa.
ați candidat anul trecut la alegerile prezidențiale, anul acesta la alegerile locale pentru funcția de primar general. Cum vi s-au părut aceste procese electorale în timpul alegerilor prezidențiale și mai ales acum în cazul alegerilor locale desfășurate în alte condiții și aici vorbesc la condiții de pandemie. Pentru că o să discutăm și despre acest subiect, dumneavoastră veniți din Statele Unite, cunoașteți bine sistemul politic constituțional de acolo și mai ales faptul că relativ. Pandemia a produs și acolo efecte deosebit de negative. Însă poate e privită cu alți ochi. Haideți să începem cu acest subiect până să intrăm la cum considerați dumneavoastră că se manifestă pandemia, oare autoritățile de acolo au fost pregătite în comparație cu cele române și au luat măsurile, eu știu, necesare, pentru că noi am dovedit în România că n-au fost pregătiți. Știți cum este? Acum, să nu dăm cu parul sau cu bâta prea tare. Nimeni nu este pregătit sau este pregătit până la o anumită măsură. Întotdeauna nu poți să-i mulțumești pe toți și pe stânga și pe dreapta și pe săraci și pe bogați și pe cei care călătoresc mult și pe cei care nu călătoresc mult și cei care au o curte, o casă frumoasă cu curte sunt mai privilegiați decât unul săracul care este numai într-un apartament de două camere. Deci, nimeni nu poate să spună a fost foarte pregătit sau nepregătiți. Însă, să nu trec direct la nepregătirea guvernului român, care este evidentă și care undeva nu trebuie să o spun. Eu nu am date să o susțin, dar este clar că face mult prea multe greșeli. În primul rând cu această carantină, care eu sunt obligat să stau 14 zile în carantină, nici măcar nu vine cineva să se uite la mine ce sunt pe acolo. Mi-am făcut testul degeaba, că nu le-a nimeni în considerație. Oricum, dar hai să venim la Statele Unite, că asta m-ați întrebat. Evident, pandemia este cunoscută, este evident, a făcut ceva, în niciun caz nu putem să le spunem ravagii. Și mai ales la ora actuală este complet sub control, nimeni nu-i dă o atenție deosebită, dar pentru asta trebuie un președinte ca Trump să vină și să zică asta e de dumne, trebuie să trăim, asta e viața, îți place, nu-ți place, trebuie să trăiți. Te omoară pandemia, te omoară economia că nu mai ai bani ce să mănânci sau altceva. Nu poți să pui viața în loc. S-au luat măsuri și acolo, unele mai drastice, unele mai puțin. Evident, California, care este liberală și care vor să stea în stradă și să danseze, are cu tot o altă opinie decât un țăran din Iowa. Dar peste, una peste alta, întâmplător, soția mea este doctor, deci sunt la curent cu ce se întâmplă. Pandemia nu face sub nicio formă nu face ravagii. Restaurantele sunt deschise, beach și plajele și așa mai departe, se muncește. Sunt măsuri deci, care economia funcționează în Statele categorii. Unite. Păi, oamenii în Statele Unite, spre deosebire de aici și de România, ar putea să fie cumva mai fericiți. N-am atâtea datorii la case cum au, nu toți, că mulți l-au luat, depinde de ce case ți-ai luat. Nu, deci, mortgage-uri, salariile acolo, fie ele în dolari și au 5.000, dar și cheltuielile sunt pe măsură. Deci, ca să trecem înapoi la pandemie, spitalele nu sunt pline, nu e goală, mult mai mulți oameni au început să-și dea seama că mor de cancer sau de diabet dacă nu se duc la spital. Deci, totul este în linie, plus să nu uităm că medicamentele sunt disponibile, ceea ce în România s-ar părea că există ceva shortage, cum se numește, nu așa multe. Da, mai scuzați, mai greșesc. Deficiențe în a putea găsi exact. Deci, până lângă asta, vaccinul bate la ușă, deci părerea mea este că în 6 luni va fi o glumă această pandemie. Să sperăm. Părerea mea este și aș spune că sunt optimist și cred că se va întâmpla așa. Doamne ajută. Domnul Cătălin Iordache, pentru că telespectatorii Capital TV și nu numai, beneficiază de prezența dumneavoastră pentru prima dată în studioul nostru. Ce ne puteți spune în primul rând despre dumneavoastră, despre partidul Restart? Pentru că însăși denumirea Restart are, din punctul meu de vedere, menirea de a schimba din temelii tot ce înseamnă nu numai clasa politică. România, din punct de vedere economic, probabil din punct de vedere al sănătății, al sistemului educațional,
știu eu, cultură, orice alt domeniu, de fapt, unde suntem noi în momentul de față, competitivi? Avem un domeniu în momentul de față? Eu știu că nu. Vă rog. Să înțelegeți puțin. Eu am lucrat multă vreme în administrație, am fost ofițer de poliție pentru 20 de ani, pe care am intrat în antreprenoriat și am dezvoltat câteva firme de transport. Hotelul, restaurante, se întâmplă să fiu foarte bine ancorat în acest segment care se denumește Horeca. Am și vreo 40 de agenții de turism, sau cel puțin aveam, la începutul pandemiei. Și, na, ce să zic, lăudabil optimismul domnului e... Când v-ați decis să intrați în lupta politică, pentru că ați candidat, atunci când am înțeles că nu... La funcția de primar, sector 6, nu? Sector 2. Sector 2, scuze. Da, sectorul 2 am candidat. Da. Și acolo, dacă v-ați uitat un pic în declarațiile bugetarilor de avere, unii au 200 de milioane de euro prin declarații, alții au și terenuri pe care nu le poți vedea decât din satelit. E așa, acolo se candidează pe alte considerente. Considerentul este forța. Sunt Gigi, am 200 de hectare în mijlocul Bucureștiului, candidez. Și, mă rog, lucruri care ne rămân străine, sunt în urmă, sunt trecute, recent trecute, dar e așa. Acolo, în condițiile în care vedeți ce se întâmplă, ce mizerie au creat din toate... Toată lumea știe lucrurile acestea, toată lumea evită să vorbească despre ele, se tot bat câmpii cu pandemia asta. Asta nu e altceva decât o încercare reușită de a denatura atenția publicului, a românilor, de la ce se întâmplă în realitate, de la defrișarea masivă, am rămas fără păduri, am rămas fără industrie, am rămas fără economie, nu mai avem spitale, avem niște corturi în public. Și ăla cât a fost de rău Ceaușescu, dacă îi țineați curte în curturi, nu cred că se putea întâmpla lucrul ăsta. Și atunci, cumva, guvernul, pentru a continua să facă achiziții de miliarde și a atrage miliarde, să-și cheltuiască cu cheltuiala politică și a-și strecura banii prin toate lumea, știți că iau câte 3 milioane pe lună, am văzut de euro, sunt bani mulți pe care încasează. Interesul lor este să se mențină acolo. Ca să se poată menține acolo, evident, și trebuie spus asta românilor de fiecare dată, poate la sfârșit vor înțelege, este evident că ei trebuie să ocupe bine locurile. Ca să ocupe bine locurile, au înțeles asta de mulți ani, au tăiat posibilitatea de penetrare a oricărui alt personaj decât cei pe care îi cunoaștem de 40 de ani că fac politică în România și care au pus țara asta pe butuși complet. Trăim aici, nu știu dacă trebuie să-i spun unui român, domnule, vezi că trăiești prost. Păi la știe mai bine decât oricine. Că trăiește cel mai prost, că vecinul trăiește prost, că celălalt vecin trăiește prost, că vis-a-vis doi vecini care mor de foame, că n-au cutat milioane. Se simt furați. Eu am un prieten, George, care spunea mereu, șeful, asta e o țară de ochioși. Toată lumea a început să se uite ciudat. Nu mai prezintă nimeni încredere. Este obișnuit să fie furați de 40 de ani. Am fost educați că trebuie să stai acolo cu minți, în timp ce unii cu abilitate sau fără abilitate, că ați văzut că mulți din cei care fură s-au mai duși pe la pușcărie, pe la... Da, ați văzut că ies din primire, alt primar. Ținite la Curtea de Argeș, din Curtea de Argeș. E un oraș aici, lângă București. Mic oraș. Se întâmplă la fel, nu, indiferent cum și ce ai făcut, te pun primar, te pun viceprimar, te pun șef la nu știu ce partid. Adică nici de cum competența nu iese. Nu, a adaptat domnul Panu, că dânsul a venit așa dinspre planurile astea americane. Mie nu prea îmi place să mă spre America, nu consider că au venit multe lucruri bune de acolo, dar e altă discuție. Bune, rele, astea sunt. Care e unul rău care a venit de acolo? Nu știu, rele, dar nici prea bune, nu știu. În fine, cred că tot ce vine bun de acolo are un cost. Pentru că e capitalism și capitalismul ăla e capitalism. La noi ce e o mocilă și o mizerie? Noi e un capitalism. Noi avem un partid de dreapta, domnul Baru, dacă ați aflat, care guvernează, nu știu dacă ați aflat. Ăștia, partidul ăsta de dreapta... Am crezut că eu sunt partid de dreapta. Nu, v-ați înșelat. Partidul de dreapta este un partid care în pandemie a avut 1,5 milioane de șomeri în privat și au mărit salariile la buget. Ăla e partidul de dreapta. Al domnului, cum se numește, sau cine o fi hotărât lucrul ăsta, că nu mă pricep. Eu vă spun că vin din administrație și sunt simplist în menire. Nu sunt obișnuit cu Horda. Eu sunt țărat de la după câmp, am adunat toată viața prună, am fost la sapă, porumb, ce făcea eu pe acolo. Am mai scris și câte o carte în timpul ăsta, că mai veneam așa. Luați roșiile de în piață, direct, de, după când, direct în am apucat că pe vremea mea, da, pe vremea era și rușine să cumpăr roșii din piață, că am niște buni senzaționale, niște români din autentici. E o plăcere să cumperi roșii din piață, e cea mai mare plăcere să mergi în piață. Să mergi în piață, da, de unde ești? Din roșiile în piață, e întrebarea asta. Și aici avem o mafie cu o clientelă politică și aduc din Turcia. Îi mai întreb de unde vin, dar toată lumea așa s-a prins că nu prinzi, nu cumperi din Grecia și spune că e de la Bădulești sau de Ciorogârla. Ideea e că în felul ăsta, înnebunindu-i și sărăcindu-i pe vieții români, luându-le ultima posibilitate de existență. Vedeți că toți trăiesc la limita sărăciei. Norocul nostru care are că ea nu știu.
Cred că asta vă spuneam și aici rămăsesem să nu pierd ideea, că o pierd foarte ușor. Este că unde aveți dreptate, cred că primordial sau principala problemă după atâția ani este că au reușit să educe un electorat nepregătit. De fapt, totul începe de la electorat. Întotdeauna am dat vina pe oamenii politici, pe aia care candidează, pe aia care nu știu, care nu pot, care nu fac, care nu drag. Nu. Realitatea este că oamenii, cei care se duc să ștampileze, și am avut aici 1000 de emisiuni în care tot spun lucrul ăsta și tot încerc să vorbesc cu românii și să-i întreb. Pentru că, firesc, intrând acum în politică, nepricepându-mă deloc, pai că mă consider așa nou pe piață și nu mi-a făcut niciodată. Dar sunteți un restart, nu? O să ajungem la restart. Restartul are un rol foarte important în ce se va întâmpla în viitor. Pentru că eu estimez lucrurile că se vor întâmpla într-o anumită cronologie. Și asta vă spun. Acest electorat pleacă nepregătit. Eu am fost în campanie, ca și dumneavoastră, am văzut că ați candidat acolo și ne-am candidat pe la sectoare și mă duceam cu prietenii. Scria Cătălin Iordache, primar mare, pe ele câteva dă. Bine. Îi dădeam priatul. Doamne, ce mă votați? Deputat sau senator? Deputat. Majoritatea mi-a zis că deputat. Că nu au habar nici ce votează, nici de ce votează. Deci nu v-am contracandidat, pentru că eu merg la Senat. Nu, asta se întâmpla când eu candidam la primărie. La lege locale. Ei nu știau, le dădeam bilețelul și le spuneam, pe 27 veniți la vot. Da, mă votați deputat sau senator? Majoritatea au fost deputat. Adică mi se pare că mă încadrez mai bine și că știu că majoritatea mi-a spus deputat. E evident, cu astfel de oameni... Da, așa, nu știu, rezonează mai bine. Asta vă spun. Este evident că un astfel de electorat generează astfel de monștri sacri pe care, sigur, acești oameni, ca și caragiale, vor intra, ca și personajele caragialiane, vor intra în istorie. Și ați văzut acolo Pepsi glasuri, Coca-Cola glas, nu știu ce, doamna aia care e prim vicepremier cu ce gafe și tot așa. De ce? Păi, vedeți că au început să apară. 80% din ei, cei care conduc, au diplome false, nu au diplome, n-au făcut liceu, au mai sărit niște etape. Am văzut că și pe la Capitala, candidatul care n-avea. A făcut 2 ani somatologia. 2 într-un. Ca promoția la Morfata. Da, nu știu cum se numește, dar mi-au cărut. Din păcate la noi se întâmplă astfel. Nu i-aș făcut dinții la el. Da. Ba da, de ce? Că poate fi un bun meseriaș. Și eu am văzut graf care este extraordinar, n-au nicio clasă. Da, acolo s-au perfecționat pe câmpul muncii. În fine, nu discutăm problema. Domnule, nu știu cum, repet, nu îl cunosc. Dar știți care e chestia? Asta e democrația, frumusețea democrației. Nu, eu vă întreb altceva. Cum dintr-o țară, de cât suntem, domnul, în țara aceasta, domnul Tiție? Cetățeni cu drept de vot? Nu, cetățeni normal la cap. Avem. Cu cei plecați? Păi de 19 milioane. Nu găsesc decât pe unul care are 100 de dosare penale, domnul Ponta. Vă întreb pe dumneavoastră, că n-am niciun respect pentru dumneavoastră, vă spun sincer. Da, așa, vă întreb. Din 19 milioane, n-ați găsit unul care a trăit o școală normală, ăsta care a discutat, că a făcut 2 ani într-un an. N-ați găsit, dar nu numai dumneavoastră. Întreb asta pe toată clasa asta politică. Bă, nu găsiți oameni care au trăit școli normale în țara asta? Bă, sunt numai oameni deștepți. Eu cunosc o grămadă. E adevărat, toți oamenii ăia deștepți nu vor să se mai amestece. De ce? Exact. Că ați creat, ați transformat, ați parodiat totul. Ați transformat politica într-o mocirlă de nesilă să ne uităm și la voi. Și la, știm toate prostiile pe care le faceți. Da, a fost aia ca românului. Da, se, doamne, că și așa sta mărâți, îi duci pe stradă, mor de foame. Și vă spun de ce, și revin la acest subiect, eu vin, am trecut prin structuri de stare statului, am fost 20 de ani antreprenor, am generat multe locuri de muncă, am condus activități în transport, în turism, în Horeca, în prostii din asta. Da, le-am făcut bine, am rezultate, aveam. Pandemie și toate care generau rezultate. Da, pandemia v-a dat-o după steca. Ideea este următoarea. Optimismul dumneavoastră. M-aș bucura să fie așa sincer. Vă spun eu de ce sunt optimist. Vă rog. Dacă îmi permite. Da, vă rog, sigur, vă rog, insist, da. E o discuție liberă aici. Vă rog, e o discuție liberă și normală. Vă rog. Vă rog. Asta e amendamentul 2 din Statele Unite, dar am auzit că aici nu există încă. Încă în Constituție. Da. Da. Ce aș vrea să vă spun de fapt că nu împărtășesc ideea dumneavoastră și poate nu împărtășesc ca multora de aici. Părerea mea este că România nu duce chiar așa de rău și nici românii, cum poate ne... Unii le place să se vaită. Părerea mea este, probabil că n-ați fost prin Etiopia, acum nu trebuie să ne comparăm cu Bangladesh. Cu statele... Aș continua ca un politic să mă compar cu Elveția. Mă scuzați, suntem în mijlocul Europei și targetul este... nostru este Elveția, nu exact. Somalia. Da, dar acolo e ideea democrație este ca să directă. Ajungi, vă rog. Ca să ajungi la Elveția, cetățenii trebuie să învețe că trebuie să dea. Trebuie să facă ceva, să se implice. Cum a spus dumneavoastră, de ce nu avem cetățeni care candidează? Una dintre problemele mele cele mai mari este că nimeni nu se implică în Partidul Națiunea Română. Poate n-am fost eu în stare, partidul meu, să dea o linie directoare, un program serios să atragă. Dar nu,
La toată lumea le place, dar nu vrea să se implice. Nu, toată aici lumea vrea să facă ceva. Fac o paranteză. Până la simile să face. Deci asta este o problemă. Cetățenii trebuie să învețe și să dea mai mult decât cer. Ori se pare că la noi se pare că cerem un pic prea mult. Eu am trăit sub comunism, știu cum este și înainte, am plecat cu mult înainte de a ajunge cuțitul la os aici și de asta am spus cetățenilor, această schimbare, ceea ce reprezint eu și la fel și dânsul și partidul lui, că restart, ok, eu restart, nu știu de unde vreți să restarte, că restart înseamnă de la normalitate, un stat greșit. De la normalitate. Nu știu unde e normalitatea, păi luați-mi 1840, 1840. Deci, opinia mea este că România o duce destul de bine, ai toate șansele să te omoare pe stradă un BMW sau un Mercedes și nu un Duster. Deci undeva nu este chiar așa de rău. E o explicație, într-adevăr, la toate aceste... Este ce văd eu. Înțeleg un lucru, că n-ați călătorit decât în mediul urban. E adevărat ce spuneți dumneavoastră, doar... Nu, chestia e că și dânsul e argeșan. Amândoi sunteți din Argeș. Da, eu sunt din Curtea. Da. Da. Nu? Tot din Argeș. O organizație foarte bună în Curtea. Doamne ajută. Da. Știu. Ideea... Știți cum este? Mihai, știu. Țăranul vrea pământ. Am o grămadă de pământ și eu pe aici. Și eu știu că sunteți vis-a-vis de agenția mea de turism acolo. Da. Chiar vis-a-vis. Păi și vă spun. Știu. Tocmai de aceea vă spun că n-ați ajuns să vedeți țara. Ați văzut câteva centre. Două secunde. Luăm un scurt moment de publicitate. Generat de o defecțiune tehnică și imediat revenim. Da. Vorbiți de Curtea. Pentru sănătatea dumneavoastră și pentru a contribui la împiedicarea răspândirii noului coronavirus COVID-19, Autoritatea pentru Digitalizarea României vă recomandă să folosiți plățile cu cardul bancar, plățile online, serviciile de internet banking. Accesați pagina www.ghiseul.ro pentru a achita online toate taxele și impozitele, inclusiv amenziile. Aveți grijă de sănătate! O campanie inițiată de Guvernul României prin Autoritatea pentru Digitalizarea României. Ia uite-o, uite la ea, grația o are de la tata. Unde s-a dus? A, uite-o, spontană ca mama. Ia, puștul ăsta e campion la basket ca tata. Yes, 3 puncte, frate. Și campion la reciclat ca mama, bineînțeles. Doamne, copiii sunt fantastici. Iau cei mai buni de la mama și de la tata și ajung să ne uimească pe toți. Pentru că oricât am fi de buni fiecare, toți suntem mai buni împreună. De acum, Vodafone și UPC sunt mai buni împreună. Cu cea mai bună rețea de date mobile, cel mai mare număr de canale TV și cea mai bună experiență Wi-Fi pentru fiecare, dar mai ales pentru toată familia împreună. Ready? Vodafone. Trăim rapid și intens. Nu mai avem timp să ne punem și semne de întrebare pentru sfârșitul inexorabil. Ce este moartea clinică? Este un fenomen atipic? Un miracol sau scepticii au dreptul să se îndoiască? Este sufletul nemuritor? Platon spune că persoana noastră este o substanță nemuritoare prin natura sa, numită suflet. După moarte, sufletul se duce la alți zei să dea socoteală. Socoteală pe cât de mângâietoare pentru cel bun, pe atât de plină de spaime pentru nelegiuit. Fenomenul există, dar ce și cât știm noi despre el? Am avut un stop cardiorespirator. Am făcut infiltrații, în urma infiltrațiilor, am făcut șoc anafilactic și un stop cardiorespirator. Am făcut al doilea infart. La 23 de ani sunt pușcat.
Eu consider că nașterea ar fi fost ca o poartă care m-a ajutat să călătoresc acasă. Eram o mică steluță, eram așa ca un punctișor din care ieșeau irizații. S-a desprins și încerca să urce încet, încet în sus. Două prezențe benefice, pot să spun. Știu că m-au prins de mână și au zis, e momentul să plecăm. Moartea clinică este moartea din care persoana respectivă poate fi resuscitată, își revine, deci nu este o moarte completă, în timp ce moartea biologică este o moarte completă din care orice manevră medicală nu mai poate resuscita persoana respectivă. Aceste studii de caz au întrunit toate elementele unei experiențe de moarte iminentă. Sentimentul religios este în noi. Noi nu putem trăi pentru că noi, într-un fel, trăim două vieți paralele. Zice, întoarce-te și fă numai bine. Atât. Acasă sunt toate amintirile noastre. Acasă e cald și suntem împreună și pe oriunde am umblat în viața asta, acasă ne întoarcem. Și tot aici vreau să-mi petrec ultimele clipe. Ajută-ne să ajungem acasă la cât mai mulți români care suferă de un diagnostic incurabil printr-o donație la www.hospice.ro pentru serviciile de îngrijire paliativă la domiciliu oferite de Hospice Casa Speranței. Institutul Național de Cercetare Dezvoltare INSEMEX Petroșan, prin Organismul de Evaluare a Conformității Produselor, notificat la Bruxelles cu numărul 1809, oferă servicii de certificare în vederea aplicării marcajului Comisiei Europene pentru produsele aflate sub incidența a 4 directive europene. Obiectivul activității este reprezentat de evaluarea conformității în vederea certificării din punct de vedere al securității muncii pentru următoarele categorii de produse: echipamente, sisteme protectoare și componente destinate folosirii în atmosfere potențial explozive, echipamente individuale de protecție, echipamente destinate industriei extractive, explozivi de uz civil, mijloace ajutătoare la împușcare și obiecte artizanale și de distracție pe bază de amestecuri pirotehnice. Am revenit în studio, stimați telespectatori, o mică defecțiune tehnică și rămăsesem la ceea ce se explica vis-a-vis de faptul că electoratul român, din păcate spun asta, încă n-a făcut schimbul de generații, încă nu am ajuns la un nivel de cultură electorală în care să putem vota, cel puțin mulți dintre cetățenii români, să voteze așa cum le dictează conștiința și să nu meargă pe anumite pârghii după 1990 încoace, pentru că vă spun și o realitate din experiența pe care am acumulat-o, sunt cetățeni români care nu se uită la persoana care candidează, se uită la partid, le-a rămas întipărit în minte PSD, PNL sau știu eu, dacă mai apare câte un partid nou cu implicații, zic eu, nepolitică, atunci probabil că cel puțin tinerii sunt interesați să voteze acea linie și aici mă refer la USR. Însă sperăm că cetățenii români vor ajunge cât de curând la un nivel de cultură electorală în așa fel încât să voteze ceea ce simt ei că ar putea ridica nivelul de trai al cetățenilor români. De aceea am acești doi invitați care, prin însăși partidele pe care le reprezintă, Partidul Națiunea Română și Partidul Restart, sunt generatori de schimbare. Domnul John Ion Banu, vă rog. Aș vrea să completez exact ce a spus dumneavoastră, pentru că, cum se zice, ați pus degetul, punctul pe ei. Într-adevăr, cetățenii, votanții din România, vin cu aceste atitudini sau lozinci. Votăm educat, votăm util. Asta este o palmă dată democrației, când tu, ca cetățean,
trebuie să te duci în cabină acolo singur și să votezi conform aspirațiilor tale, pentru ce crezi. Pentru ce cred? Pentru că tu n-ai de un... convinge din exact, program, din proiect. Pentru că este o greșeală, mai ales care cei spun că fac o chestie educată. Tu n-ai cum să știi cum votează vecinul tău sau celălalt. Deci numai presupui. Deci faci o presupunere greșită și te bați cu cărămida în piept că ai făcut un vot educat. Și să vă dau un exemplu, nu? Toată lumea l-a votat pe Barna să nu câștige Dăncilă, pentru că Dăncilă nu-l bate pe Iohannis. Și care e rezultatul, domnul Sultan? Într-o doi a ajuns doamna Dăncilă cu Claus care nu n-a bătut pe aia. Care eu, John Banu, care le-am spus la PSD și pe vremea aceea, mai bine au retrage pe doamna Dăncilă din competiție, m-ar vota, m-ar susține pe mine, că puteam să-l înfrâng pe domnul Iohannis, nu că aș avea ceva cu dânsul. Atunci era o mare dilemă. Dacă era o mare dilemă. Doi, exact. Era vorba de cele două axe. Axa, fost, axa Berlin, axa Statele Unite. Statele Unite. Și eram peste ocean, că era mai ușor. Da. Și încă ceva. Aș fi fost, sunt convins, și vă spun, domnilor și doamnelor, că vă rantez asta, aș fi fost un președinte mediator. Unul care nu ai cum să spui că nu este democratic, este discriminatoriu. Tu nu poți să spui nu va fi niciodată un PSD la putere atâta cât timp cât sunt eu. Asta este o palmă dată da, democrației. Da, reacționezi împotriva pluralismului politic, așa e. Ce ziceți de cei 3-4 milioane care au văzut? O să vină cineva să-mi spună că mi-a mai spus și domnul Cataramă că eu tânjesc după comunism. Eu nu că tânjesc după, am plecat în timpul comunismului, n-am plecat după aia și n-am plecat nici în not, n-am plecat nici, eu știu, cu... Am plecat cu avionul, dar am luptat pentru asta. M-am luptat cu sistemul. Deci de asta vă spun, ați avut foarte mare dreptate, cetățenii încă nu vor să voteze, nu vor să voteze pentru această schimbare, ceea ce înseamnă eu și la fel și domnul Iordache și alte partide mici, și în continuare vor avea acesta și atunci nu e de mirare că clasa politică, elita clasei politice, pentru că dânsul a avut dreptate, este clasa politică și noi ceilalți, cum i-am numit, e purăși. Nu era pe vremea... La prezidențiale au fost 2-3 care... Mai e și o altă problemă. Deci asta cei este care problema. Nu vin la vot, acea mare masă aia de oameni, opțiune, dacă ar veni... E o opțiune democratică. Dacă i-ați convinge pe aceia să vină la vot, nu neapărat dumneavoastră, oricine, ar fi mare lucru. Se întâmplă un pic diferit. Aia n-aveți dreptate acolo. Aia este o opțiune diplomatică. Aici opinia e un pic diferită. Și da, vă rog. Vă explic. Vă rog. Toată lumea se întreabă de ce. De ce mutarea asta permanentă de la stânga la dreapta? Vă dați seama că este împotriva oricărei doctrine și a oricărei logici. Te poți muta, poate, între partide cumva cu aceeași orientare de dreapta sau de stânga, respectiv, pentru cei care sunt pe stânga. Dar să țopăi ca un cangur, precum un cangur, din stânga în dreapta și din dreapta stânga și înainte și înapoi, este o evidentă alergare după, cum se numește popular, ciolan. Ciolan, da. Tot ăla e ciolanul de care tot vorbește toată lumea și chiar mă gândeam cu președintele noastră, doamna Ramona Ioana Bruință, să-i punem partidul la ciolan. Poate așa, ne vor vota așa, toată lumea vrea ciolanul ăla, poate vin și la noi în felul ăsta. Da, de ce vor nu? Candidații, nu alegătorii. Păi nu, de aici candidați vorbim, candidații ne-ar interesa în primul. Și acum, cu electoratul. Electoratul se întâmplă așa. Domnul Ion Banu spunea, domnule, nu vin la noi în partid. Păi cum să vină la săracul dacă în 3 secunde se declanșează jihad? O campanie împotriva lui. Dacă are un butic, îl desfințează ea de la PSD care conduc acolo sau de la PNL sau de la cei mai aui care conduc. Aveți dreptate. Adică e un război împotriva oricui se opune celor care le spuneam și pe acea emisiune. Vă amintiți pe vremea lui Ceaușescu că a spus că astăzi, pământerea și văd că suntem pe acolo. Erau la loto, când se trăgea la loto și era manivela aceea cu care dai și erau niște bile care ieșau. Bilele nu s-au schimbat 40 de ani. Politicienii noștri sunt exact ca acele bile. Cine iese, iese. Mai dăm, învârtim, dar tot aia iese. Alte bile nu intră. Păi, onorat electorat, dragi români, tovarăși, prieteni, cum vreți voi. Păi dacă voi nu schimbați oamenii, șoferii, cum aveți pretenția să nu faceți accident? Din nou și din nou și din nou la infinit. Și vă mărturisesc că am câteva prieteni acolo, născute de mult, cum zic ele, nu în etate, în cartier, care locuiesc acolo unde candidam, în sectorul 2.
Și îmi spunea ca să vedeți unde am ajuns, teroare mai mare decât pe Jean Ceaușescu, nici nu credeam că se poate așa ceva. Eu, ca fost ofițer de poliție, nu mi-am închipuit niciodată că cineva poate fi terorizat un politician. Mi se părea utopie, dar să știți că este. Și spunea, vorbește mai încet să nu te audă cumva cineva că te votez pe tine, că ăștia nu mai vorbesc cu mine. Păi de ce nu mai vorbesc cu tine? Nu, aici toată lumea PSD, partidul nostru. Partidul vostru PSD, da. Păi ce v-a făcut PSD-ul ăsta? Ne-a mărit pensia. Păi bă, băieți, hai să vă lămuresc cu mine cum a mărit pensia. E ca și când eu vin la voi acasă, electorat, cu dumneavoastră vorbesc. Eu dacă vin la tine acasă și îți iau cu japca acasă și te las să stai într-o cămăruță și pe urmă de milă, după vreo două luni, mai îți dau un pic, o cameră mai mare și pe urmă una, pe stale tăle, nu ți le dau eu, eu ți-am luat cu japca și pe urmă îți dau cu țirita. Și tu ești mulțumit. Da, domnul, băia bun, mi-a mai dat puțin. Nu, domnilor, e țara aia voastră, a noastră, a noastră, ca să rămânim lucrul ăsta, e țara noastră. Noi ne-am născut aici, iubim țara asta, dar ăsta e motivul care suntem aici. Și domnul Banoi, convins că altfel nu se întorce aici. Că vedeți că la Ciolan n-a apucat. Mai sare o schemă. Am câteva Ciolan în America. Ciolănașele sunt acolo, a venit aici pentru că își iubește țara, eu sunt convins. Exact. Suntem aici toți trei pentru că ne iubim țara. Ne pierdem timpul, banii, energia să construim partide. Nu pentru că vrem la Ciolan. Că noi avem firme de transport, avem nici trei. Eu, bine, nu... Vă faceți probleme de mine, sunt ok. Și domnul Banu Gâncrafer. Și domnul Banu Gâncrafer. Nu vrem nici 100 de milioane, nici 100 de miliarde. Dar ne-am săturat de aia care vor pe spatele nostru 100 de milioane de euro, 700 de milioane la Microsoft, 200 de milioane, nu știu ce, stânga, dreapta, nu mai auzim decât 100 de milioane de euro. Suntem un pic în urmă noi. Da, da domnul Banu, vă rog. Sigur. Vă rog. Continui ce a spus Vesu. Ideea este că toată lumea spune, exact când a început și domnul Iordache, vă dă, ne dă, PSD-ul ne dă. Păi nu ei vă dau, că nu e o, este a poporului. Poporul trebuie să-și aleagă pe cineva care îi ajută să-și crească bunăstarea, să facă ce să primească, că nu îți dă PSD-ul. Asta nu pricep dânsii, că ce PSD-ul îți dă nu face decât să împarte un vânzător de pâine care îți vinde pâinea, dar pâinea o face poporul. Asta este concepția. Asta este ce cetățenii României ar trebui să înțeleagă. Nu să aștepte pomană de la PSD, că n-are PSD-ul, domnul, eu știu, care vreți dumneavoastră, Ciolacu, n-are el în buzunar mai mulți bani. Sau primarul a făcut și adresa. Sau primarul. Nu, el a făcut cu fondurile. Bine, o întrebare de urmărire. Asta este ce acest electoral de care l-a spus dumneavoastră, care acum trebuie să fim și cumva înțelegători. Nu sunt foarte înainte, da. 70 de ani a fost sub comunism. Nu puteai să zici nimic. Aici, da, aici povestea e așa. Și vă spun eu că am trăit toate vremurile aici în America. Și pe urmă au venit ăștia care acum iară te iau. Deci undeva încă n-au apucat să se forțeze. Ca să înțelegeți bine. În România, în 89, când Onor Maestatea a preluat puterea, Highlander, nu știu cum se numește, a luat puterea în România, erau 4 milioane jumate de informatori ai securității și ai poliției. Acești informatori au fost 4 milioane cam mulți. Fondatori, 4 milioane jumate au înregistrați oficial. Deci eu acum vă dau din înregistrări oficiale că l-au scos ăștia. Nu glumim, erau 22 de milioane, 4 milioane jumate. Cu tot cu informatori. E, gândiți-vă de ce, cu agenții. Da, gândiți-vă de ce structură s-a beneficiat în 89 să ai un partid care îți răspunde la apel, fără să-i plătești, educați să stea drepți în orice minut, oricând îl suni, să nu trișeze, să nu înșele, să nu păcălească, să nu se mute din stânga, dar aliniați. De aceea forța, acolo au creat mult. Gândiți-vă că acești 4 milioane, 2 milioane, 3 milioane, 4 milioane, nu mai contează. Ei au rude, mulțiți cu 4, 5, 10 din familie. Deci, scuze că vă întreb, avem un telefon. Bună seara! Bună seara! Vă ascultăm! O întrebare pentru ambii invitați din platou. Dacă au ajuns la concluzia că este necesar să aibă câte un partid separat sau, hai să nu zicem, să aibă, să se coaguleze un grup de oameni într-un partid separat, ambii sunt de acord că actuala Constituție trebuie înlocuită? Da, prima întrebare, răspunde. Să răspund domnul Banu, domnul Banu. N-aș spune că Constituția trebuie înlocuită, aș spune că Constituția trebuie schimbată și noi, Partidul Națiunea Română, luptăm pentru schimbarea
Constituție, iar Constituția însuși ea cere să fie schimbată pentru a fi adusă la condițiile actuale ale societății. Schimbată de temelii. Deci putem să schimbăm. Sunt foarte multe în articole în Constituție care sunt contradictorii, care dă loc la interpretări, printre care, dacă îmi permiteți un exemplu, n-am nimic cu președintele României, să nu mă înțeleagă cumva greșit, dar mai să vii... Bă, rog, nu mă... Dar să vii și să, da, ceri, să ceri cetățenilor într-un referendum să facă ceva care este interpretabil, care Curtea Constituțională zice, păi nu este corect, este o palmă dată sistemului din România și sunt foarte surprins că președintele nu a dat jumate din agenția prezidențială afară pe motive de incompetență. Deci, domnul meu, eu sunt pentru adaptarea Constituției, pentru a lăsa cât mai puține locuri pentru interpretări, tehnicalități, care să le spunem așa. Domnul Iordache, dacă o să observați și pe site-ul nostru, pe restartromania.ro, acolo la viziune, ce am precizat este revizuirea Constituției, care să clarifice atât forma de guvernământ, monarhie constituțională, republică parlamentară sau prezidențială, cât și diferențierea rolului celor două camere ale Parlamentului. Desigur că suntem cu toții de acord și avem rezultate, au demonstrat că nu funcționează lucrurile în forma aceasta. Evident, trebuie schimbate. Ceva ce nu funcționează trebuie schimbat. Și trebuie găsită calea justă, naturală. Suntem adepți ai normalului în societate, al unor regi firești care să vină din naturalețe, nu abuzive, nu coercitive. Da. Înțelegem că suntem reprezentanții unor oameni pe care trebuie să-i deservim. În America ați văzut că avem aici și reprezentantul, este public servant. Politicianul este un public servant. El slujește poporul. Aceasta este viziunea restart. De aceea suntem de acord cu o casă care stă să se derâme. Nu poate fi salvată schimbându-i termopanele. Trebuie să umbli la structura de rezistență. La structură. Și asta își propune, apropo de întrebarea noastră cu restartul, restart din ce moment? Din momentul T egal cu 0. Din momentul în care normalul devine normal, firesc cu firesc, și vrem să construim o clasă de oameni politici care să fie pupați pe stradă, care să nu fie necesar să iasă. Ce e asta să ieși cu 10 gorile după tine, cu 10 mai mulți, să te apere de aia pe care tu îi reprezinți? Ești plătit să îi reprezinți și tu stai cu 10 bodyguards să te bată aia. Păi nu vă bă rușine. Bă, vă bă rușine că vă duceți la mamele voastre acasă, măi, domnilor politici. Că vă duceți la prieteni, la familie. Da, și le furați banii din buzunar și stați păziți de bodyguards. Nu vă e deloc rușine. Domnul Banu vrea să completeze ceva pentru... Nu sunt de acord cu bodyguard. Eu mai am bodyguard. E normal pentru că uite-te ce i s-a întâmplat lui Ronald Reagan. Nu poți să lași pe orice nebun după stradă. Păi avut 200 de bodyguard și a avut împușcat. Păi nu folosesc. De aceea trebuie să fii iubit. Nu cu bodyguards, trebuie să te iubească. Dar nu poți întotdeauna... Democrația, de asta și democrația nu... Bodyguards noștri sunt poporul pe care îl conducem bine. Și asta orice, se constituie zid în jurul tău. Asta e viziunea restantului. Orice pădure are uscăciune. Exact, exact. Deci exact. Hai să fim pragmatici. Nu poți să fii iubit de toți. Dar revin, hai să revenim la întrebarea dânsului la Constituție, pentru că eu însă, și nu eu, Partidul Națiunea Română, dacă ar avea o voce să schimbe Constituția, ar face în felul următor. Am alege 20-30 de constituționaliști, i-am pune două luni să lucreze și după aceea să lucreze la anumite paragrafe care sunt date lor spre studiu de către Parlament, le aduce înapoi la Parlament și le faci. De ce spun asta? L-am întâlnit pe domnul Iorgovan, care mi-a spus... Pe vremea aceea nu eram în politică. Am făcut Constituția în 10 zile, în 10 pauze, nu ca voi în America, nu știu cât. Bă, îmi pare rău, nu poți să faci o Constituție, o piatră de conducere a unei țări în 10 zile cu două secretari. Bine, n-au fost 10 zile, au fost 18 luni. A exagerat, da. Bineînțeles. Mai aveți altă întrebare? Da, aș vrea să reformulez întrebarea, pentru că nu am primit un răspuns suficient de elocvent. Întrebarea a fost foarte clară. Doriți să înlocuim Constituția? A, deci, în răspunsurile primite, dacă îmi dați voie, da? În răspunsurile primite nu au fost lucrurile exprimate clar.
ba înlocuită, ba schimbată, ba modificată. Întrebarea era simplă. Înlocuire înseamnă schimbare în totalitate. Vă rog frumos să-mi răspundeți la această întrebare, dacă se poate. Domnul Banu. Da. Nu aș înlocui eu în totalitate. Nu pot să spun că Constituția din zilele de astăzi este atât de rea să o înlocuim cu cine știe. Bănuiesc că vă gândiți la o altă formă, la ultimatul imperativ sau oricine altceva vine cu idei năstruznice. Nu, nu aș înlocui eu în totalitate. Da, domnul Iordache. Și eu consider că sunt câteva lucruri bune în Constituție, așa cum respectarea tuturor drepturilor se regăsesc și în Constituția de acum. Nu poți să schimbi tot. Trebuie să păstrezi ce este bun, consfințit, ce trebuie păstrat și modificat sau schimbat ceea ce este de schimbat. Cu scopul clar. Am înțeles. Înțeleg că ambii dumneavoastră invitați sunt adepții adoptării unei Constituții din altă țară. Înlocuirea articolelor care nu coincid cu interesele locale, cu variante care să satisfacă cerințele politicienilor? Politicienii n-au nicio legătură în chestia asta. Constituția trebuie să fie făcută pentru a proteja cetățenii, sistemul, națiunea. Și vă reamintesc că nu politicienii modifică Constituția. Politicienii De aceea am și spus să vină niște constituționaliști. Și lucrează și propun, se analizează, se dezbate, poate fi făcută o dezbatere publică. Și urmarea acestor dezbateri se trage o concluzie. Nu vrea nimeni să schimbă Constituție la ordine. Eu nu cred că există vreo să schimbă Constituția așa, așa că da. Am mers până acum perfect. Da. Am luat tot. Am luat tot. Altă întrebare, vă rog, dacă mai aveți pentru invitați? Da, o a doua întrebare, tot pentru ambii invitați. În raport cu națiunea română, vă considerați ca făcând parte din segmentul naționalist sau orientarea politică a partidelor diferă de naționalism? Cel puțin Restartul este un partid naționalist. Și avem principii creștine, în primul rând, pentru că ce e foarte important și pentru mine și pentru președinte și pentru partidul nostru este să fim aproape de România, de cutuma noastră și de Biserica Ortodoxă. Suntem creștini cu Dumnezeu înainte și întotdeauna a fost așa și va fi așa cel puțin în acest partid. Și considerăm că ce țin liantul care a ținut întotdeauna unită zona asta carpatică a fost biserică. Domnul Banu. Așa cum spune numele partidului nostru, noi suntem pentru națiune, pentru păstrarea identității națiunii române, în forma în care este cât de cât acum, în urma tratatelor care le-au făcut străbunii noștri, nu putem să le cerem, să-i pedepsim pentru ce au făcut. Dacă vrem să o schimbăm, să o lărgim, să o mișorăm, se face în urma unor tratate pașnice, nu neapărat să ne batem cu nimeni, nu mai e cazul nimeni să moară pentru asta. Suntem foarte mult pentru, deci această formă tradițională, această formă conservatoare, pentru că, deși nu sunt foarte credincios, așa ne-a făcut Dumnezeu. Așa este națiunea. Națiunile sunt create de mii și mii de ani, nu se știe de când, nimeni nu știe precis, însă părerea mea este că au fost făcute cu un rost. Eu sunt pentru conceptul de intelligent design, deci undeva un unchi de-al meu care a fost preot mi-a spus știința nu poate să rezolve, să spună totul despre ce este, deci nu poți să nu crezi că undeva ceva există. O chestie care încă suntem departe, știința este departe de a... Ca să răspundem telespectatorului, este Partidul Națiunea Română un partid naționalist? Asta a întrebat. Este pentru națiune. Probabil că naționalist înseamnă un pic prea mult. Naționalist înseamnă o izolare care nu cred că mai poate fi atât de mult îndrăgită în timpurile noastre. Suntem pentru națiune, pentru păstrarea identității, a granițelor. Nu suntem pentru participarea în Uniunea Europeană ca o formă federală. Nu vrem să primim instrucțiuni, aprobări și așa mai departe. Deci, dar în același timp, nu știu dacă
i-am împușcat pe toți arabii care sunt în țara asta. Ceva de genul ăsta. E greu, e greu de definit. Naționalist, Constituție. Naționalist, probabil partidul Neamul Român este mai naționalist decât, sau Partidul România Mare. Ei au o tentă mai abodnică naționalistă decât noi. Noi suntem pentru dezvoltare economică și relații. Articolul 10 spune clar în Constituție. România întreține și dezvoltă relații pașnice cu toate statele lumii și în acest cadru relații de bună vecinătate întemeiate pe normele și principiile dreptului internațional. Altă întrebare, dacă mai aveți, domnul telespectator? Încă două întrebări pentru ambii invitați. Sunt este ca și cum avem conversații. Da, vă rog. Vă rog. Mă bucur că ambii declarați că sunteți alături de națiunea română. Mă întristează însă faptul că priviți naționalismul fie ca habotnicie, fie ca extremism. Dacă totuși sunteți de vedere. De acord. Vă ascultăm întrebarea. Trebuie să aibă punct de vedere. Da? Însă, nu înțeleg de ce, deși Restart, domnul Iordache a spus că este un partid naționalist, nu apare în statutul partidului cuvântul naționalist, la fel cum nici în statutul partidului Națiunea Română nu apare niciun fel de referire la naționalism. A și spus națiune. Deci a spus clar. Bun. Altă... Este o, da, este să o diferență. Întrebare pentru desu? Da. Putem ambele să... întrebări, ambii aș ruga, dacă se poate, să-mi spună de ce naționalist nu apare în statutul celor două partide, deși ambii ați spus că sunteți naționaliști sau foarte aproape de Națiunea Română. Bun. Domnul Bani, dacă vreți să răspundeți la întrebare. Da, eu aș începe cu o întrebare. Care este numele dumneavoastră și care este orientarea dumneavoastră politică și profesională? Pentru că asta numele meu este Liviu, iar orientarea politică este naționalist. Domnul Liviu, da. V-aș contrazice puțin. Aici, dacă o să vă uitați pe site, la programul politic Restart România, o să găsiți. Și nu crezi, mă uit pe site-ul statutului Restart. La programul politic este bine. De era, nu, atenție, am întrebat de statut. Nu mă interesează program. Programul este o chestiune care se poate schimba. Aveți dreptate. În vreme ce statutul înseamnă o asumare unei obligații în fața legii. Aveți dreptate și vă povestesc acum. Pentru a putea participa, partidul nostru știți care are două luni. Am preluat un partid mai vechi înființat care stagna și am vrut neapărat să avem acest exercițiu al participării la alegeri. Și atunci unele lucruri nu au fost clarificate în cele două luni, că nu se putea. Trebuia să organizăm documentele, să strângem semnături, să știți că au făcut un calvar, cam, nu știți probabil. E un calvar să particip cu un partid nou în alegeri. E ceva așa, wow, mi-aș fi chipul niciodată. Probabil că de aceea. Dar am venit și am precizat în partea asta de program politic ceea ce puteam să facem noi, fără să modificăm statutul atunci, că, și scriu aici, coordonatele partidului nostru se vor duce toate spre un singur scop, reclădirea mândriei de a fi român, noțiunile precum identitatea națională, patriotismul, desuete în ochii unora, sunt esențiale pentru o Românie puternică și mândră. Copiii noștri trebuie să crească liberi și încrezători, cu încredere în propriile forțe, să știe cine sunt și de unde vin pentru a putea face cele mai bune alegeri pentru viitorul lor. O să găsiți, dacă vă uitați în programul politic, tot ceea ce ne propunem, dar nu am apucat să modificăm tehnic. Bun. Dacă mai aveți, domnul Liviu, altă întrebare pentru invitați? Îmi cer scuze, am să-i las pe domnii în continuare să povestească, poate o să explice și de ce nu reușesc ca, deși având idealuri comune de modificarea Constituției, nu reușesc să se pună de acord alături de alte forțe politice mai mici, da, astfel încât să se realizeze un text care să satisfacă toate cerințele sau cât mai multe dintre cerințe. Deci, o seară perfectă. Și aici vă răspund pentru că sunt cel mai aproape de răspuns. Am înființat acum câteva luni partidul. Primul lucru pe care l-am făcut când am înființat președintele ăsta, Ramona Anabruisă, alături de mine și de colegii mei, când am înființat partidul, primul lucru pe care l-am făcut, am chemat la dialog și uniune toate partidele mici din România. Acum, sigur, trebuie să înțelegeți și dumneavoastră că nu poți face o uniune dreapta-stânga
pentru că nu ne dorim să continuăm ce au făcut ceilalți, doar de dragul de a câștiga procente. Și chiar dacă suntem pentru interesul național, cu dragoste de România, pentru oameni, înțelegem că putem face o uniune cu oameni care au aceeași gândire ca a noastră, care au același drum, ceea ce e un pic greu. Putem să ne aliem cu câteva forțe de dreapta. Sigur, e greu să înțeleagă lumea care este idealul tău. Suntem permanent acuzați că le dorim să furăm, că le dorim să luăm nu știu ce case, ce pești după televizoare. Nu, nu vrem. Domnul Banu, da, dacă aveți răspuns la întrebarea. Doamne, aș putea să precizionez că, sigur, este o anumită, să spunem așa, nu descripție, o chestie, un înțeles care îi se dă naționalismului. Noi am crezut că prin definirea faptului că suntem pentru națiune, păstrarea identității, graniței, suveranității, asta este suficient să ne dea nouă, adică să fim pentru națiune. Iar cred că cel mai important pentru dânsul ar trebui să știți că legile actuale, poate din Constituție sau nu știu de unde, interzice un partid naționalist român. Nu va fi niciodată aprobat din motive de conformare cu Uniunea Europeană, da, care am spus înainte, ne dau directive. Deci undeva e și o chestie de tehnicalitate, de imposibilitate legală de a spune că ești în Constituție naționalist, pentru că ai fi calibrat. Da, trebuie să luăm pauză și după pauză mulțumim pentru întrebări, doamne, și pentru atenție. Mulțumim, pauză și... Pentru sănătatea dumneavoastră și pentru a contribui la împiedicarea răspândirii noului coronavirus COVID-19, Autoritatea pentru Digitalizarea României vă recomandă să folosiți plățile cu cardul bancar, plățile online, serviciile de internet banking. Accesați pagina www.ghiseul.ro pentru a achita online toate taxele și impozitele, inclusiv amenzile. Aveți grijă de sănătate! O campanie inițiată de Guvernul României prin Autoritatea pentru Digitalizarea României. Uite la ea, Grația o are de la tata. Unde s-a dus? A, uite-o, spontană ca mama. Ia, puștul ăsta e campion la basket ca tata. Yes, 3 puncte, frate! Și campion la reciclat ca mama, bineînțeles. Doamne, copiii sunt fantastici. Iau ce-i mai bun de la mama și de la tata și ajung să ne uimească pe toți. Pentru că oricât am fi de buni fiecare, toți suntem mai buni împreună. De acum, Vodafone și UPC sunt mai buni împreună. Cu cea mai bună rețea de date mobile, cel mai mare număr de canale TV și cea mai bună experiență Wi-Fi pentru fiecare, dar mai ales pentru toată familia împreună. Ready, Vodafone! Institutul Național de Cercetare Dezvoltare INSEMEX Petroșan, prin Organismul de Evaluare a Conformității Produselor, notificat la Bruxelles cu numărul 1809, oferă servicii de certificare în vederea aplicării marcajului Comisiei Europene pentru produsele aflate sub incidența a 4 directive europene. Obiectivul activității este reprezentat de evaluarea conformității în vederea certificării din punct de vedere al securității muncii pentru următoarele categorii de produse: echipamente, sisteme protectoare și componente destinate folosirii în atmosfere potențial explozive, echipamente individuale de protecție, echipamente destinate industriei extractive, explozivi de uz civil,
Mijloace ajutătoare la împușcare și obiecte artizanale și de distracție pe bază de amestecuri pirotehnice. Măsuri de autoprotecție. Spălați-vă des pe mâini. Evitați contactul cu oamenii care suferă de infecții respiratorii acute. Nu vă atingeți ochii, nasul, gura dacă nu aveți mâinile igienizate. Acoperiți-vă nasul și gura când strănutați sau tușiți. Nu luați medicamente antivirale sau antibiotice fără prescripția medicului. Curățați suprafețele cu dezinfectanți pe bază de clor sau alcool. Folosiți masca de protecție numai dacă suspectați că sunteți răcit sau sunteți în apropierea oamenilor bolnavi. O campanie inițiată de Guvernul României. E un luptător născut. Nici nu are încotro. Fiecare răsuflare e o bătălie în sine. Salvează un micuț luptător. Redirecționează 3,5% din impozitul pe venit către Salvați Copiii pentru dotarea maternităților cu incubatoare. Sistemul RoAlert este folosit în situații de urgență majore, în care viața și sănătatea cetățenilor sunt expuse unui pericol iminent. Astfel de situații pot fi calamități naturale, fenomene meteo extreme, inundații de mari proporții sau dezastre de origine umană. Sistemul RoAlert permite selectarea unei zone geografice în care celulele radio ale operatorilor de comunicații mobile vor transmite, în mod automat, mesajul de avertizare tuturor telefoanelor mobile compatibile cu tehnologia de tip Cell Broadcast din area de acoperire a acestora. Accesați site-ul ro-alert.ro pentru a afla mai multe detalii despre sistemul RoAlert și despre instrucțiunile de configurare a telefonului dumneavoastră în funcție de model și operator. Pentru avertizări meteo, alerte din trafic sau alte tipuri de avertizări care nu fac obiectul sistemului RoAlert, autoritățile vă recomandă să descărcați gratuit aplicația DSU, disponibilă pe App Store și în Google Play. O campanie a Departamentului pentru Situații de Urgență. Am revenit în studio, stimați telespectatori. Partea a doua a emisiunii, Realitatea în politică, schimbarea clasei politice, un subiect deosebit de sensibil, dar des vehiculat în ultima perioadă. Din păcate însă, electoratul român, și o spun pentru ambii invitații din această seară, nu prea ținut cont de faptul că în politica românească toate efectele negative ale măsurilor economice, sociale, în materie de politică externă, pentru că trebuie să ajung și aici. Ambele partide ar trebui să aibă o altă linie, din punctul meu de vedere, în materie de politică externă, pentru că, cel puțin în ultimii ani, România nu a mai avut o politică externă coerentă, o politică externă care să aibă vreun deziderat, vreo perspectivă, n-am avut niciun fel de țintă. Singurele ținte au fost aderarea la Uniunea Europeană și NATO. N-am realizat, din păcate, nimic după. Mă refer la Schengen, aderarea la faptul că trebuie să fie desființate vizele. N-am ieșit de sub lupa NCV-ului. Asta ce spun din punct de vedere a faptului că, pe plan intern, independența justiției, reforma în educație, reforma în sănătate, sunt practic niște deziderate care nu au dus la creșterea nivelului de trai al cetățenilor români. Care e opinia dumneavoastră, domnule Banu, și cu ce ați venit dumneavoastră nou în clasa politică în momentul în care ea ar fi schimbat? Aceeași întrebare o să am și pentru domnul Iorgu. Vă rog. E un subiect cam larg, probabil că trebuie să-l împărțim așa ca să pot să răspund, dar aș face o precizare. Iar vă întreb că avem un telefon. Da, sper să fie mai scurt. Bună seara! Alo? Alo? Da, bună seara, vă ascultăm. Alo, bună seara, stimați domn. Bună seara! M-auziți? Da, vă auzim. Da, vă auzim. Stimați domni, înainte de a spune de ce am ținut să intru în direct cu domnii din invitați, aș vrea să intreb pe dânsii. Partidele dânșilor au de gând să candideze pentru alegerile parlamentare?
care vor urma? Da, asta am spus la începutul emisiunii. Că amândoi candidează pe listele partidelor pe care le reprezintă. Domnul Gion Iombanu pentru partidul la Senat, Națiunea Română pentru Senat și domnul Iordache Cătălin pentru Camera Deputaților, partidul Restart. Vă rog. Da, stimați domn, am candidat și eu odată pentru Senat și vreau să vă spun ceva. E foarte greu să... Alo, mă auzi? Vă auzim foarte bine. Deci e foarte greu să poți să candidezi din partea unui partid mic când n-ai organizații locale și la mai departe. Dar mai important e următorul lucru pentru care am trebuit să intru în misiune. Stimați domn, în România nu se va schimba nimic. Partidele mici nu vor ajunge în Parlament. În țara asta s-a ajuns așa și se va schimba situația datorită faptului că puterea judecătorească, adică poliția judiciară, procurorii și judecătorii, care sunt inamovibili, s-au lăsat corupt și manipulat și n-ar fi existat dacă ei și-ar fi făcut datoria și ar fi respectat legea, nu s-ar fi ajuns niciodată la corupția și de banda care este în România. Deci, la ora actuală în România nu există politică și cu asta termin, există numai o mafie politică, se înjură la televizor și realitate fac fiecare când vin la putere același lucru. Gândiți, au fost partide care au fost 12-15 ani la putere, au promis că fac autostrăzi, că fac spitale, fac și așa mai departe și n-au făcut nimic. Și vin după 4 ani și promit același lucru. Este, să-mi permiteți un minut, că pierdem și două secunde. Este ce vă spun, că votați permanent aceleași bile, aceleași oameni și rezultatul... 5-6 milioane de oameni profesioniști în afară, în care nu puteau fi manipulați și au rămas în țară, numai puțin, că eu nu vă aud, domnul, nu vă aud. Nu știu de ce nu vă aud, nu e legătura corectă. Noi vă auzim foarte bine. Da. Deci eu nu vă aud și nu știu ce spun, n-am înțeles ce spune. O să spună după ce terminați noastră, mai ales dacă în adresați România, o întrebare. Acum vă aud dumneavoastră, domnul. Da. Deci mai spun încă o frază. Deci în 30 de ani în România nu s-a făcut un spital, s-a făcut în schimb 1880 de biserici. Biserica superă pe guvern, dar uită că are afaceri de colosale, are 250.000 de hectare de pădure și taxe, sunt plătiți de la bugetul statului, preoții și au pensii tot la bugetul statului. Mă uit la prelații, mitropolii și așa mai departe, când vin la o întâlnire cu patriarhul, nu vin cu Dacia, vin cu Mercedes-uri, cu BMW-uri și așa mai departe. Exact. Există un dispreț total față de populația țării, și din partea clasei politice, și din partea bisericii, și din partea tuturor celor care se cred cineva în țara asta. Mă uit cu groază emisiunea care au dat-o pe Realitatea de câteva zile. Ce s-a întâmplat în țara asta? S-a întâmplat, știți de ce? Pentru că oamenii n-au învățat nimic în 30 de ani. Da. Și termin spunându-vă așa. De 30 de ani lucrează în țară și în străinătate câteva milioane de muncă. Da. Dar trebuie faptul că la modă să nu facă copii, să se căsătorească, mulți din ăștia nu vor avea pensie. În câțiva ani vor fi câteva sute de mii, în următorii 5-10 ani, poate un milion și ceva, de oameni care vor ieși, trebuie să iasă la pensie și n-au pensie, că n-au carte de muncă. Statul și așa cu greu face parte la ajutoare sociale pentru circa 200 de mii de asistați sociali. Închipuiți-vă ce se va întâmpla cu un milion de asistați sociali. Care da. Nu există nici zile, nu există nici bani. Am înțeles. Statului, asta scrie știute tocmai de aceea domnul vor să aducă să umbări. Oamenii deștepți nu au intre în Senat și mai departe. Da. Locurile în Senat se cumpără și în Camera Deputaților pe bani. Da. Bun, deci, mulțumim mult pentru intervenție. Eu vă doresc un chest, dar să știți, ca partid mici, n-aveți nicio șansă. Vedeți, asta o să vedem. Totul este făcut. Nu pot să fie pesimist, că altfel n-am mai candidat nimeni. Mulțumim mult pentru intervenție. Imediat o să aveți și răspuns. Este ce vă spun. Sunt aduși toți oamenii din această țară în acest
la acest nivel. Nu e bine să candidați, nu o să reușiți. Exact. Nu contați, ba da, oameni buni, contați. Contează. Pentru prima dată în istoria țării, contați. Mergeți, votați, nu mai votați aceiași oameni care au candidat de 40 de ani continuu. Educați-vă puțin, mai lăsați un pic cârciuma din comună și bărulețul și marelele, mai stați un pic, mai citiți câte o ziar, mai uitați-vă la 2-3 emisiuni. O să înțelegeți, contează mult, voi contați și dacă reușiți să puneți mâna pe un ziar, pe o carte, pe o emisiune de genul acesta, veți înțelege să mergeți la vot și să votați ce trebuie ca să poată trăi copilul bine, pentru ca acel copil să aibă un cuvânt de spus, un cuvânt care contează, că strada noastră se va lumina, că se va asfalta, că totul merge strură, pentru că sunt bani destul. Ce spunea intervenientul nostru, doi, biserica are 250.000 de hectare, păi sunt singurile hectare netăiate, domnul. Au rămas netăiate pentru că sunt la biserică. Era o rasă. Aveam acum tera desert, așa cum spunea Rosler. Da. Domnul Banu, vă rog. Aș dori să-i spun, Dânsule, că este un pic prea pesimist. Nu cred că România în 3-4 ani sau cât a spus Dânsul va fi așa de rău. Eu sunt mult mai optimist. Dar aș vrea să vă spun că, tot fiind optimist, cu ani și ani în urmă, eu știu, acum 30 și ceva de ani, când mi-am depus actele și am vrut să plec din România, cel de la ghișeu a spus, n-ai să pleci niciodată. Și iacătă-mă că am plecat. Deci, nu poți să spui niciodată, you never, nu poți să faci. Niciodată să nu spui niciodată. Ok, niciodată nu spui niciodată. Trebuie să lupți. No. Deci, indiferent ce șanse avem, domnule dragă, noi suntem confidenți, suntem determinați să ne facem datoria noastră pentru România, ce vrem noi să dăm României, pentru ce România ne-a dat nouă în trecut și pentru asta, indiferent dacă vom fi priviți cu scepticism, dacă nu vom primi voturile, ceea ce mi s-a întâmplat de două ori, nimic nu mă va opri să merg mai departe pe idealul meu, pe ceea ce vreau eu să fiu, personalitatea mea și ceea ce eu consider că este normal să fac. Iar să venim înapoi cu un proverb, știți că să schimbăm, vrem schimbare, dar nu să schimbe nimic. Exact. Mingea este în curtea dumneavoastră, dragii mei, nu sunt telespectatori, ascultători. Dacă dumneavoastră decideți că vreți o schimbare, să dați o șansă unui domn nou în politică ca domnul Iordache sau eu sunt ceva mai vechi, am 2 ani. Deci, ăsta este ce trebuie să faceți, să dați șansă, să vă faceți partea dumneavoastră. Dacă vreți schimbarea, dacă nu, așa cum am spus, nu e chiar așa de rău. Mașini BMW, nu? Se numește? BMW. Pe stradă câte vrei. Deci nu este la latitudinea neapărat a politicilor. O secundă și vă las să spun. Pentru că până la urmă, toată lumea spune s-a furat, să fură voturile sale. Da, dar cred că se fură în proporție de 15-20%. Două secunde, domnul Liviu a intervenit din nou prin telefon. Sper puțin mai scurt ca să aibă și dânsul să răspundem. Să-și explice. Bună seara din nou. O singură afirmație doresc pentru domnul Banu. Acum câteva minute ați spus niciodată să nu spui niciodată. Da. Înainte de pauză ați spus că niciodată în România nu se va putea înființa un partid pe care să, în statutul căruia să scrie naționalist. Pentru nu că... Am zis naționalist român. E partidul, a fost partidul naționalist. Dar nu i-a dat voie să spune și partidul naționalist român. Este naționalist. Nu se știe dacă e al Bangladesh sau... Zice de denumire, nu ziceți dumneavoastră. Da, spuneți domnul Liviu, vă ascultăm. În afară de faptul că există înregistrat Partidul Naționalist cu această denumire, mai există și un alt partid, în statutul căruia scrie foarte clar, partidul respectiv adoptă doctrina naționalistă. Întrebarea mea la dumneavoastră, domnule Banu, este de ce priviți cu atât de mult dispreț la naționaliști. Și ca să nu țin linia ocupată, am să aștept răspunsul
în afara liniei. Aș spune că este o greșeală, da, o interpretare greșită să spui că mă duc și mă uit cu dispreț la naționaliști. Dimpotrivă, îi iubesc, dar naționalismul trebuie făcut între anumite limite. Iar Partidul Naționalist la care v-ați referit, l-am cunoscut pe președintele partidului, domnul Șarpe, care a vrut să se facă fuziune cu noi, însă am spus, vrea neapărat să fie Partidul Naționalist. Și am spus simplu, naționalist al cui? Al lui Bangladesh? Pentru că dacă ziceai Partidul Naționalist Român, nu-ți te lăsa judecătoria. Că judecătoria era sub influența PSD-ului, PNL-ului, USR-ului mai ales, nu știu, dar nu te lăsa. Iar aici continui ceea ce ai spus dumneavoastră despre acest naționalism, referitor la vize. Că să avem vize, să americanii să ne dea vize. Well, nu sunt de acord. Eu sunt un emigrant, n-aș vrea să fiu un ipocrit, că am emigrat. Dar vizele trebuie luate și date într-o anumită ordine, într-o anumită cerință, așa cum avem loteria vizelor, avea cum avem așa. Pentru că de ce? De ce noi să ne ducem să vrem vize libere pentru Anglia sau Statele Unite sau Canada și de ce să n-avem și pentru România? Și nu știu dacă ne-ar conveni să vină 200 de milioane de chinești, care înseamnă nimic dacă pleacă 200 de milioane de chinești din China, nu? Nici nu se simt, că au vreo 1,4 bilioane. Dar dacă au venit 200 de milioane în România, ne-au terminat, nu mai avem identitate, nu mai avem nimic, vorbim chineză, mâncăm cu chopsticks. Haideți să revenim un pic la ce ne arde părăi, da, sau cel sigur, puțin părăi ce e. Sigur, pentru că până la urmă lumea trebuie, da, să știe. Dom'le, ce schimbați, da, de ce trebuie să schimbăm? Nu, aș cu ce veniți la asta nou? Aș reveni un pic la preocuparea acestui guvern. Și eu consider, eu ca reprezentant al Restart România și cred că este și poziția partidului pe care îl reprezint, mi se pare o aberație din partea președintelui și al guvernului. Este un președinte de data asta care se demonstrează total irresponsabil, care pentru câteva manevre politice acceptă aceste alegeri acum, în plină pandemie, în 400 de cazuri, după ce ne-a închis la 400 de cazuri. Să nu uitați, dragi români, la 400 de cazuri a luat foc și trebuie să purtați mască, cască, sudură, încuiați-vă în casă. 400 de cazuri. La 4.000 vă recomandă să mergeți să votați. Este inuman, este o mare greșeală politică și politică. Și mai ales campania electorală. Și de ce acest guvern vrea în pandemie, când e demonstrat că gestionează foarte greu lucrurile și e firesc. Nimeni nu știe despre ce vorbim, nimeni nu înțelege ce se întâmplă. De ce nu vă focusați atenția onor guvernanți și domnule președinte pe gestionarea pandemiei, pe salvarea vieților oamenilor care sunt șomași, pe celor care mor de alte boli generate de lipsa locurilor de COVID și bla bla, că le auzim toată ziua pe la televizoare și le știm. De ce, domnilor, nu vă e rușine să vă uitați în ochii noștri? Rușine, da, e foarte adevărat. Însă mai e și o altă problemă acum, care pentru amândoi competitori, e cazul dumneavoastră aici, așa, la altora evident. Dar eu nu împărtășesc duce ideea dânsului, da, în ceea ce asta, privește asta, pandemia. Nu. Eu vorbeam de dificultatea de a vă propulsa campania electorală. De ce? Partidele mici în această campanie electorală pentru alegeri parlamentare au de pierdut. Pentru că neexistând posibilitatea de a discuta cu alegătorul, nu puteți să-i aduceți la cunoștință proiectul, programa, nu puteți să faceți să vă spun eu românește că aici... Și atunci PNL, care are o cotă ridicată de popularitate, s-a văzut și la alegeri locale. De asta nu vor să amâne alegerile, pentru că marca deja... Este ceea ce spuneți dumneavoastră, da, este valabil și a fost valabil și înainte. Alegeri locale, este, da. Se numește o scoaș, cum să zic, strivire, pus piciorul pe pluralismul politic din România și asta a fost și înainte, și în timpul campaniei prezidențiale și parlamentare. Faptul că avem pandemia acum, să spunem că a accentuat puțin aceste greutăți ale partidelor mici să compite, exact, să participe, să se facă cunoscute, dar nu în măsura... Numai la TV, motivul pentru care, închipuiți-vă, mă rog, un singur completați-vă unul patru, da. Imediat după alegerile locale au pus alegerile parlamentare dintr-o singură națiune. Să nu poată să existe niciun fel de coeziune, de fuziune între partidele mici, pentru că știau că tehnic nu e timp. Și atunci să nu le prezint. Al doilea lucru, cum ne-au tăiat accesul la media? Pentru că toată lumea ne întreabă. Bă, nu apăreți deloc la televizor. Păi vă spun eu de ce. S-au prezint înainte de campanie 40 de milioane de la Primăria Capitalei
S-au plătit de la 40 de milioane compensări de pandemie și vreo 47 de milioane de la voi. 120 de milioane s-au aruncat în media înainte de campanie. Da, păi cine mai mă lasă, băi, nu l-am luat televiziune? Da. Cu toți banii din lume și cu tot, nu? Corect, ești ăsta omul. Domnul Banu, da. Să-și deci, continue ideea, vă rog. Deci iacă-te de da. Ce, iacă-te de ce, într-adevăr sunt nevoie de schimbări în Constituție, felul în care partidele politice sunt finanțate de către guvern. Da, aici este o mare discrepanță și inechitate care noi lucrăm pentru ele și am vrea să le facem. Nu este normal ca președintele României, nu, n-am nimic de nou cu dânsul sau PSD-ul, vine cu 1,4 milioane de semnături, că nu erau necesare decât 220 de mii, ca să, deci era o cheltuială, a făcut o cheltuială pentru că de ce? Se știa că va trece pragul electoral și va primi toți banii pe care i-a câștigat. Pe când eu, John Ion Banu, care am candidat la președinție pe banii mei, cum se spune, întâmplător mi-am permis, de ce nu a spus, dom'le, acest entuziasm, acest patriot, cum mi-a spus dumneavoastră, patriot desăvârșit sau nu știu cum, mi-amintesc că mi-a zis odată, hai să-i dăm și lui 50.000 de lei, care a reușit să strângă 200.000 de semnături și măcar să recompensăm cu asta și mă ținea în viață pentru următoarele alegeri. Deci asta este ceea ce trebuie schimbat. Asta este ce cetățenii români, alegătorii, ar trebui să înțeleagă și să accepte și să meargă pentru o schimbare, să nu le fie aici frică. Dacă din stat... Deci asta este inechitate la chestia pentru asta. Pentru că în Statele Unite, în Statele Unite, că tot veniți, finanțarea nu este din partea guvernului. Se dă și din partea guvernului numai în anumite instanțe, când le declar ce faci, dar nici măcar banii care îi donezi partidul nu sunt didactic, tax didactic, că nu plătești la ele. Nu numai că nu îți dă bani. Deci eu dacă dau, și am dat lui Trump, nu, îl susțin pe Trump, i-am dat 5.000 de dolari, eu nu pot să-i deduc, plătesc taxe la ei. Mă înțelegeți? Deci, și vine în România, vin partidele astea care se scaldă în bani primiți de la guvern, din salariu dumitale, mai puțin al meu, că nu fac niciun ban. Asta în timp ce nu au bani de pensie. Să rămânim și asta în timp ce nu avem bani de măști, asta în timp ce nu avem bani pentru dezinfectanți, asta în timp ce oamenii mor pe străzi de hepatită, de cancer, de ce aveai, că nu pot duce în spitale, că-s blocat. Au cumpărat 14 milioane de bănci, mai mult, sau câte, 20 de... Nu știu care ce au făcut pe ele. Bă, păi tocmai de aceea s-au făcut, se pare, nu știu, se pare că s-au făcut, cum spuneți dumneavoastră, furturi. Să mă rog, aranjamente. Bun. Cum vă puteți exprima voința în Parlament? Pentru că și aici e o problemă foarte importantă. Eu vă doresc succes. Ajungeți în Parlament. Fiecare dintre dumneavoastră. Dumneavoastră la Senat, dumneavoastră la Camera Deputaților. Ce măsuri luați în sprijinul cetățenilor români? La ce v-ați gândit? Două secunde, iar avem telefon, da? Mulțumim, bună seara! Mai scurt! Da, bună seara! Alo, bună seara! Din Buzău, da! Domnul Dragomirescu, vă auzim! Aș vrea să întreb și eu pe domnul din platou. Da? Sunt banii pentru stadioane? Să laude toată lumea pe toate posturile că s-au făcut stadioane, s-au făcut pe dracu, s-au făcut pe lafă. Dar spitale de ce nu se fac? Da, aceasta e întrebarea? Da. De ce nu se fac spitale? Da, domnul Dragomirescu, mulțumim. Imediat o să vă de răspundă. De ce sunt bani pentru stadioane și pentru spitale? Nu. Am înțeles. Păi există, după opinia politicienilor pe care dumneavoastră i-ați votat, există niște studii că sunt suficiente locuri la nivel național în spital. Că nu avem mai mulți bolnavi, dar avem mai mulți sportivi. Ați văzut și național ce rezultate are de când au făcut stadionul ăsta. Nu, asta e o... Nu se fură. Realitatea e că se fură. Toți banii se fură. Până la nu chiar putem... toți, nu putem generaliza. Mai domnul Banu. Aș spune că aceasta este mai mult un aspect social în care pentru asta sunt alegerile locale. Alegerile locale ar trebui să fie un pic mai mult libere de influențele politice, deci primarii n-ar trebui să fie atât de
de politicieni. Adică, pentru că ei sunt... Manager. Asta ce aș fi fost eu, de-aia am participat, aș fi fost un bun manager pentru asta. Iar noi, cei doi de aici, de eu și de sus, nu uitați că noi vrem să schimbăm politicul, pentru că politicul e cel care dictează și care influențează viața socială, economică, spirituală și așa mai departe. Deci noi o să ne facem treaba în, în Parlament, în măsura în care domnul Sultan ne întreabă ce vrem să facem în Parlament. Exact, asta am întrebat. No, să da, că v-am răspuns la întrebare. Și avem, și avem aici un proiect pentru că, am amintit acum de meritocrație. Și asta pregătește restartul, schimbarea radicală a condițiilor de candidatură pentru primari, pentru aleșii locali. Și ne-am gândit în felul următor. Ce credem noi că trebuie făcut, trebuie schimbat, automații într-o da. Este ca la alegerile locale, cel puțin la primari, ca să înțeleagă toată lumea, primarii trebuie să fie în primul rând examinați înainte de a candida. Și atunci cum se întâmplă lucrul ăsta în opinia noastră? Din toată comunitatea trebuie să aleagă 5 oameni care să aibă studii, în primul rând, să vorbească corect limba română și cel puțin o limbă de circulație internațională, internațională, da? Care să demonstreze că au făcut ceva pentru comunitate. Uite, domnule, am făcut o statuie. Și cine, cine verifică îndeplinirea condițiilor? Tot cei un de la VEC orășenesc. Sunt consiliul orășenesc. E o idee. Dar sunt, reale condițiile, ele nu pot fi depășite, că trebuie să vină. Și subvențiile pentru acești domni să fie egale, primite de la stat, în părți egale, și prețul participării la televiziune să fie același prin lege pentru toți. Astfel încât aceștia să aibă dreptul în mod egal la și să nu bage mâna buzunar, să nu fie nevoiți să recupereze sumele investite din bugetul localității, comunității pe care o conduc. Și credem că ce este important este meritocrația și apropo de ce spuneați dumneavoastră cu Ministerul de Externe și politica externă. Politica externă, știți că și Carol le spunea, pune dumneata pe cine vrei, dar la externe, lasă-l pe cineva care are studii la Sorbona, că reprezintă România, la educație, lasă-l pe Spiru Haret, vă amintiți? Da, sigur. Adică educația într-un stat, mai ales într-un stat ca România, momentul ăsta, și externele, ne definesc. Eu cred că sunt la sentimentul și a domnului Banu, ceea ce ne ține în viață. Domnule, trebuie să fim educați, dar deci, știți că se spune că în viață nu contează ce faci, contează ce determini pe toată lumea să creadă că faci. Trebuie să arăți că ești, degeaba ești educat dacă nu poți demonstra lucrul ăsta. Degeaba ești un stat puternic dacă tu ai politică externă proastă și ești varză. Ok, domnul Banu, vă rog. N-aș zice că sunt foarte de acord. Bine, cu ceea ce privește. Da. Sunt de acord cu meritocrația. Trebuie să arăți că vrei să faci ceva. N-aș zice și că un primar și că poți. Exact. Nu! N-am terminat. Trebuie neapărat să poți să arăți că poți să faci ceva și vin cu exemplul lui Bill Gates, care nici măcar nu și-a terminat facultatea și nu l-a interesat să aibă un doctorat. Și totuși toată lumea știe cine este Bill Gates. Nu sunt de acord ca primarul să vorbească chiar foarte bine. Și de meșterul Manole știe toată. Ok, nu știu ce a făcut, că până la urmă a trebuit să vină cineva să moară pentru el. Deci nu sunt de acord să moară nimeni pentru un primar. Nu sunt de acord ca, nu că nu sunt de acord, nu sunt eu cel care, mi-aș dori o opinie. Primarul să vorbească neapărat foarte bine românește, nici eu nu vorbesc bine românește. E drept, am o scuză, n-am mai vorbit. Corect, poate nu corect. Dar în ultima vreme, politică, analfabetică. Aia este cu totul altceva. Asta este, aici sunt de acord cu noi. Dar un primar bun trebuie să fie un bun meseriaș și un bun organizator și nu m-aș supăra dacă nu știe unde este Etiopia. Tot mă leg de Etiopia asta. Deci este o chestie mai degrabă să fii înclinat să faci ceva pentru comunitate. O chestie care este... Un om care nu știe unde este Etiopia nu are viziune. Viziunea are din... Știe unde e Germania și tot e un maxim. Da, e important. Sau, da. Ce vreau să vă mai întreb însă, foarte important. În legislația ce-am face actuală, pentru cetățeni? Nu. În legislația actuală, vis-a-vis de instituția Parlamentului, așa cum spune Constituția și statutul deputaților și senatorilor, știți foarte bine că în campaniile electorale, deputații, candidații pentru funcția de deputat-senator, promit că în timpul mandatului fac și drept pentru cetățeni. În momentul în care sunt aleși și își preiau mandatul în Parlament, ei nu pot fi trași la răspundere potrivit Constituției
pentru voturile sau opiniile politice exprimate în exercitarea mandatului, pentru că mandatul este reprezentativ și nu imperativ. Mandatul imperativ ar presupune un mandat între, un contract de mandat între alegător și ales. Însă, orice mandat imperativ este nul și singura sancțiune pe care electoratul o are față de parlamentar este sancțiunea nealegerii peste 4 ani. Putem schimba sau v-ați gândit la această idee, pentru că foarte mulți cetățeni români zic, domne, ei ne mint cu fel de fel de promisiuni, când ajung acolo, uită de noi, nu duc nimic la îndeplinire și nu avem ce să le facem. Nimeni nu poate să-i dea jos, pentru că se bucură și de imunitate și de... Cred că și cu cea mai mare bunăvoință. Nu se poate procedural. Asta nu înțeleg oamenii. Adică și dacă eu cu domnul Banu mergem mâine acolo, da, nu vom putea face mare lucru. Fără sprijinul celorlalți colegi deputați, fără sprijinul întregului clase politice, nu avem cum să mergem o voce între 300 de oameni care susțin lucruri diferite. Cei bine intenționați sunt în general izolați. De aceea vă spun, clasa noastră politică, fiind de atâtea ani împreună, sunt constituiți ca o camoră. E o camoră legală. Dom'le, avem camora noastră, noi îi punem stânga-dreapta, aia se mută de acolo, de acolo. Și vă spun și de ce se mută din stânga-dreapta. Pentru că PSD-ul și PNL-ul păstoresc același număr de electori. Ei sunt finiți. 2 milioane, să zicem. Mai mult nu poate să atragă prin politice pe care le duc. Și atunci mută ăștia 2 milioane dintr-o parte în alta până la sfârșitul vieții și cu ei își fac treaba și cu ei se duc înainte și cu ei fac legi, cu ei fură și cu ei fac tot ce vor. Despre asta e vorba. Da. Și atunci acest regim parlament, să zici ce? Îți trebuie un grup puternic. Așa. Ori schimbăm radical regula și trebuie schimbată regula, dacă regula nu e. Dacă trebuie să o schimb cu votul majorității. Domnul Banu, care e opinia dumneavoastră? Cred că aș împărți eu în 3 paralele. Una este, nu mai crede, domne. Și dacă cineva te minte, vezi că te minte, puneți puțin capul asupra, băi, o-ți dau un pește la fiecare, în fiecare zi. Băi, nu sunt atât de mulți pești în donăre. Deci omul trebuie, cetățeanul trebuie să gândească puțin când acceptă minciunile. Iar a doua, acum să vorbim serios, ceea ce Partidul Națiunea Română a militat și a făcut deja o activitate, o se numește inițiativă cetățenească, este pentru a avea referendumul să fie o executiv și acesta este arma cea mai puternică și cea mai directă a poporului ca să îndrepte ceva înainte de a deveni foarte, să zicem, drastice, cu aduce ireparabile greșeli. Deci ăsta este un lucru care noi am lucrat și eu, dacă aș fi în Parlament, ar fi mai ușor pentru mine să propunem acest lucru, și imediat vă las unde, pe care... Dacă mă știu, sau a fost un referendum pentru reducerea numărului de parlament? Da. A fost rezultatul? Ok, ajung exact și acolo, imediat ajung. Și să facem cu referendum. Ok, pentru că totuși președintele României ar putea să facă el, dânsul, mă scuzați. Da, a fost consultativ. Exact. A fost trebuie întrebare. Să-i dăm această... Dacă consultativ, nu contează. Nu e obligatoriu. Da. Iar, dar nu contează. Iar urmă... Contează, dar ține de voința parlamentară. Păi nu a contat, dacă ei nu au... Nu a contat pentru parlamentar. Deci înseamnă că poporul nu contează. Da. Deci acest lucru este ce noi am pune, acest referendum, că se ajute pe... Iar următoarea acțiune care noi am întreprins-o și deja am făcut și am fost aprobați de Comisia Legislativă, este reducerea Parlamentului, care este extrem de diluată calitativ. Te duci și ai 465 care își bat acolo apa în pio, cum se spune. Dar la numărul de mandate v-ați gândit să le limitați la 2? Așa cum are și președintele. Nu, aia ar fi poate o discriminare. Și... Nu, aia ar putea să fie o discriminare. Sunt, că sunt oameni parlamentari care au 6 de profesie. Sunt buni, sunt buni. De profesie. Dacă sunt buni, sunt buni. Sunt buni, oare. I-a votat lumea că n-ai alte opțiuni. N-aș merge pentru asta. Lumea nu votează parlamentar, lumea votează partidul. Dacă acel partid are vreun interes de la acel om și îl pune 1000 de ani pe listă, tocmai pentru că este obedient, că este ascultător, pentru că este șantajabil. Deci, el acolo moare. Și asta este datoria cetățenilor. Nu este, că n-au putere să înțeleagă. Păi n-au ce? Pe unde. Pentru că nu e nimeni să le spună, bă, puteți ura. Nu trebuie să fie cineva. Sunt ei. Dumneata, ai fost pe balot și până la urmă l-au votat pe un țară mai mult decât pe dumneata. Asta este ce... Păi nu era firea schiva. Păi l-a adus pe toți. Păi tocmai de aceea spun.
Lasă cetățenii să învețe. Dacă cetățenii astea vor, dar când să mai învețe din greșeli? Când mai stăm să... Bă, dacă nu vezi niciodată, nu vezi niciodată. Aceasta, dar asta este principiul de schimbare. Domnul Sultan, aceasta este democrația. Atâta timp cât noi încă avem un vot pentru fiecare cetățean, indiferent cum este, vagabond, sărac, bogat, nu știu ce, întotdeauna vor fi probleme. De aceea nu că sunt pentru acest vot discriminatoriu, dar cred că ar putea să fie necesar. Și un lucru care l-aș vrea să-ți mai spun, că probabil că o grămadă o să-mi dea în cap și o să sară la mine, eu sunt pentru legi în țara noastră mult mai drastică și eu, dacă aș fi în Parlament, aș propune pedeapsa capitală. Da, nu pentru greu, orice, dar de ce ați spus imediat că e greu? De ce ați spus imediat că e greu? Vedeți, imediat aveți concepții... Nu, este inutil și eu o să vă spun imediat de ce. Orice nou politician vrea alte măsuri coercitive. Domnilor, suntem liberi pe planeta asta. Țara asta ne aparține de drept, nu trebuie să vină niciun baron, niciun ordache, nimeni să vă bată ca să faceți ceva ce e natural să faceți. Nu trebuie să existe coerciții. Trebuie să existe reguli de bun simț. Trebuie ca dumneavoastră să înțelegeți că trebuie să vă respectați țara, vecinii și tot. Nu e necesar să fiți hăituiți. Că pentru asta s-a inventat comunismul și n-a funcționat. Da. Și asta cu pedapsa capitală, când o să dăm noi viață, o să o și vă spun eu de ce. Nu. Au fost. Asta nu este o chestie religioasă. Da, nu este și religioasă. Nu. Credință. Să explic de ce e greu. Mi se pare că la început am spus că foarte mulți o să sară la mine. Toate țara o să sară. Dacă vrem să ajungem undeva să curmăm, să curmăm corupția, să curmăm o grămadă de alte chestii, măcar sabia lui Damocles se numește, nu? Să fie undeva. Pentru că în articolul 22 din Constituție, dreptul la viață, integritate fizică și psihică, spune că dreptul la viață, integritate fizică și psihică ale persoanei sunt garantate. Păi de aceea nimeni nu poate fi supus torturii și niciunui fel de pedeapsă e urmată de gradate. Și el, alineatul 3, spune pedeapsa cu moartea este interzisă. No. De aceea este domnul Liviu, este domnul Liviu care a zis schimbați sau nu schimbați Constituția. Bun. Eu propun să fie să schimbăm Constituția. Nu o altă, o schimbăm pe care avem. Nu, la limitele revizuirii, aici vreau să ajung la articolul 152, alineatul 2 spune acolo. De asemenea, nicio revizuire nu poate fi făcută dacă are ca rezultat suprimarea drepturilor și libertăților fundamentale. Corect. Sau garanțiilor acestea. Deci nu poate fi revizuită Constituția la drepturile. Eu v-aș întreba altceva. Eu vă întreb ceva. Nu că sunt împotrivă. Nu, dar eu vă întreb un lucru. Da. Vă întreb pe amândoi, vă întreb că se pare că sunteți pe aceeași lungime de undă. Nu, n-am zis eu. Dacă dumneata, care aveți câte o fată frumoasă, deșteaptă și nu știu ce, și vine un nenorocit și o omoară, a treia zi după ce o morți, ce faci? Te duci la biserică aia și pot să o faci eu cu mâna mea și l-aș împușca cu mâna mea. Nu, aș duce eu la pușcărie. Nu, o lege care să... Nu e o chestie socială. Gândiți-vă ce se întâmplă. Gândiți-vă ce se întâmplă. Aici trebuie să ne gândim și la eroile judiciare. Păi ăsta este drumul către toți. Dar nimeni n-a spus să... Dovedi că nu iau să văd și fapt. Domnul meu. Asta e drumul clar spre dictatură. Gândiți-vă ce se întâmplă mâine cu un partid puternic care pune mâna pe astfel de Constituție și care la dispoziția asta de lege. Vin dintr-o țară în care pedeapsa este... Sunt state unde e permis. Cu câți ani de democrație? Scuzați-mă. Toate 51. De democrație. Au 700.000 de ani de democrație. Au exerzat. Au murit generațiile unite. Este un stat federal unde există o Constituție, Constituția Statelor Unite adoptată de Carția de la Filadelfia 1776, dar fiecare stat are regula o Constituție proprie care nu trebuie să contravină Constituția generală. 51 numai că au state unde pedeapsa cu moartea este permisă. Nu, greșiți. Nu-i? Toate 51 permis. Au pedeapsa cu moartea? Toate permis, dar n-au adoptat-o. Ele sunt permise, dar e obligatorie. Bun, iar ca să termin cu chestia asta, nimeni nu spune să facem cum fac chinezii, îl găsesc pe unul mort și a treia, vinovat și a treia zi îl împușcă. Păi, drumul, un timp în care... Trăind în România, aș fi înțeles că o astfel de lege la dispoziția unor oameni pe care noi îi cunoaște și care au condus țara, jumătate nu mai era. Nu se știe dacă Dincă e cel care l-a omorât pe fete. Bun, mergem mai departe. Ce alte aspecte, și aici mă refer,
la una din funcțiile Parlamentului foarte importante pe care eu am enumerat-o. Alegere, formare, avizarea formării, numirea sau revocarea unor autorități statale. Mă refer la numirile politice. Din păcate, jocul lor politic face ca în Parlament, atunci când vorbim despre numirea șefilor unor instituții cheie, să fie votat și ei ajung la anumite compromisuri între partide, ca să, ăla să fie acolo, ăla acolo, ăla acolo. Nu pe bază de competență sau meritocrație. Ce facem aici? Păi este evident că, așa cum vă spuneam început, nepunând în mod egal la dispoziție candidaților sume de bani și acces la media, astfel încât ei să nu bage drastic mâna în buzunar, să scoată sute de milioane de euro în campanie, atunci, sigur, noi mai avem nevoie să recupereze acești bani după așa cum au făcut-o de-a lungul timpului și asta e ce ne dorim să schimbăm. Da? Nu ne dorim să mai vedem oameni care cheltuiesc 500.000, 1.000.000 de euro în campanie și care sunt obligați prin aceste pârghii puse la dispoziție de guvernanți, onor guvernați, să restituie sumele, că e un fel de împrumut pe termen scurt și din jaf național. Mai avem 4 minute și vă acord 2 minute pentru fiecare. Și vă spun, vă spun la asta. Spuneți. În primul rând, faptul că România este, cum să zicem, jumătate prezidențială. Da, semi-prezidențială, okay? Așa e. Okay? Asta face ca să fie loc pentru o grămadă de interpretări în cine conduce, cine dă și așa mai departe. Deci, în primul rând, de aceea Constituția a trebuit schimbată și eu aș milita pentru președinte să aibă mai multe îndatoriri și mai multe responsabilități. Iar în ceea ce privește numirea lor, categorică trebuie să fie făcută într-un fel, în primul rând, meritorial. Pe baza asta. Deci, dar nu putem să o facem atâta timp cât fiecare își aruncă mingea de la unul la altul și să nu ne uităm întotdeauna din nou la numirea lui doamna Dăncilă ca prim-ministru, care a fost un fel de pedeapsă a lui domnul președinte dată PSD-șilor. Ok, l-ați vrut pe asta, luați-o. Nici nu s-a gândit că s-ar putea să nu aibă calitățile necesare. Da. Deci, pentru că avem decât într-un minut. De ce ar trebui, adresați-vă telespectatorilor, electoratul, de ce ar trebui să vă voteze pe dumneavoastră ca deputat din partea partidului Restart? Prima rațiune este că sunt un mare patriot, că sunt creștin, că am experiență, am lucrat 20 de ani în instituția ale statului și cunosc bine sistemul în care funcționează și am fost și obligat să cunosc mai mult decât atât, pentru că 20 de ani am generat mii de locuri de muncă, rezultate financiare și ele sunt publice, pentru că sunt peste tot cunoscut, pentru că nu am avut nici măcar o amendă în viața mea, pentru că mi-am respectat vecinii, pentru că mi-am iubit țara, pentru că mi-am respectat pentru toate aceste lucruri. Este impetuos necesar să votați, nu pe mine, ci oameni de acest fel. Și pentru că vedeți că pot vorbi fluent limba română, e limba voastră, dragii mei, chiar dacă nu înțelegeți toți. Corect. Așa trebuie să fie un om politic care să se erigeze în servitorul dumneavoastră. Domnul Baxi. Eu cred că pe mine cetățenii României ar trebui să mă voteze pentru că aș putea să propun Parlamentului să lucrez cu ceilalți pentru o schimbare pozitivă în atitudinea politică a țării. Deci asta este având o educație. Vorbesc destul de bine românește, având o educație și fiind obișnuit cu un sistem politic din altă parte, aș putea să fiu o voce destul de imparțială mediatoare, iar în ceea ce privește faptul că toată lumea se uită că fur, o duc destul de bine, am destul de multe ciolane de rost în America ca să nu fur nimic aici, deci v-aș garanta că banii ar fi bine cheltuiți acolo unde ar trebui eu să aprob cheltuierea. Da. Deci motive suficiente, poate am și greșeli, dar fiecare. Asta e. Da. Mulțumesc mult pentru prezența în emisiune, vă doresc succes amândouă la alegerile parlamentare, toate cele bune, mulțumesc telespectatorilor, bună seara, ne revedem mâine seara la aceeași oră.